foarte simplă. Pasez feed-uri, anumite feed-uri de la două paralele aproximativ zilnic, astfel încât îmi creez un price istoric. Pentru produsele la care prețul scade, pot să-mi dau seama cu cât a scăzut în funcție de prețul maxim. De astfel încât toată aplicația este un simplu widget în care îți afișează produsele cu cele mai mari reduceri. Puse și un pic pe categorii. Bine, e simplu. Deocamdată nu, dar asta depinde foarte mult de ce
timpul acestui gen. Și dacă îți dăm aici, tu s-a mântit, poftim? Și dacă îți dăm aici, tu s-a mântit. Nu are nevoie de aici, că nu sunt.